UPL vă recomandă Signal și Rancona. Doamnelor și domnilor, am revenit în direct aici la Agricultura, la raport. Discutăm despre accesarea fondurilor europene. Vă rog să fiți atenți la discuțiile noastre, pentru că o să încercăm să venim cu exemple cât mai elocvente de fiecare dată. Ați văzut și data trecută un tânăr care accesase tot așa instalarea tânărului fermier 6-1. De data asta e un alt domn care vine din zona Olteniei, pe numele lui Mihai Chiesnoiu. E un legumicultor foarte bine ancorat în realitate. Vorbeam despre investiția pe care a reușit să o facă acolo, bineînțeles cu aportul consultantului în persoana domnului Ion Păunel și a echipei de acolo, de la Sindicatul Producătorilor Agricol Olt. Domnul Chiesnoiu, insist tot cu dumneavoastră, pentru că vreau să-i convingem pe cei de acasă să vi se alăture, adică să depună proiecte, să încerce să acceseze fonduri europene. Spuneați că nu vă opriți aici, doriți să mai accesați și alte proiecte pentru nevoile pe care le aveți în ferma dumneavoastră. Acum, dând timpul înapoi, a fost greu? A fost mai greu decât vă așteptați? Ce concluzie ați tras în urma experienței pe care ați avut-o în accesarea fondurilor europene? Ce le spune celor care vor să facă acest pas? Sunt nesiguri? Sunt suspicioși? Cred că avem o problemă la sunet. Dacă... Mă auziți? Da, da, vă auzim acum. Ia spuneți. Cred că în orice domeniu ai accesa un proiect nerambursabil, dacă dorești să faci ceva în acel domeniu, nu cred că ar trebui să fie probleme. Ideile sunt destul de simple. Dacă accesezi în ideea de a frauda sau de a beneficia din acei bani personal, clar că o să fie un eșec proiectul în sine. Dar eu am încurajat toți tinerii din jurul meu. Personal i-am luat de mână și am dus la domnul Păunel ca să acceseze, să-i încurajeze să facă agricultură. Îmi pare rău că nu am reușit cu foarte mulți. A fost decât un plan pe termen scurt. Au renunțat la idee, li s-a părut foarte greu și, de fapt, grea li s-a părut legumicultura, greu li s-a părut domeniul. Deși erau legumicultori, au renunțat la domeniu, s-au angajat, au plecat afară, din păcate tot agricultorul fac, dar nu mai se fac în altă parte și pentru alții, din păcate. Dar sper ca în viitor, după exemplul meu, să fie puternic și să reușesc să conving cât mai mulți agricultori din zona mea și nu neapărat să performeze, să acceseze proiecte, pentru că fără proiect nu reușesc sau cel puțin nu ai motivația necesară. Să reușești să performezi în agricultură, să reușești să construiești ceva util. Spune-mi, ce cultivi în spațiile protejate și dacă ai piață de desfacere, pentru că foarte multă lume reușește să producă, numai că valorifică dificil producția. Da, aici e o poveste destul de lungă cu piața de desfacere. Toți se vaită de piața de desfacere. Creându-mi un nume în legumicultură, nu am niciun fel de probleme cu desfacerea. Singura limita mea e în controlul producției. Desfacerea, chiar la ora asta, nu mai reprezintă o problemă pentru mine. Am nelimitate căi. Foarte mulți comercianți, mari depozite vor să lucreze cu mine. Nu reușesc să-i împac pe toți. Lucrez și cu fabrici de procesare. Scuză-mă un pic că te întrerup. Spune-ne care a fost cheia succesului, deși e o expresie de asta depășită. Ce ai făcut de ei convins încât oamenii ăștia vor să lucreze cu tine? Împărtășește-ne experiența ta. Constanța în producție. Ambiția mea personală de a produce permanent, de a fi la nivel, de a nu mi-abandona culturile, indiferent de intemperiile prin care trecem, de a reuși să-mi duc la final producția, automat fiind prezent an de an pe piață cu produse
cu producție mare, cu cantități mari, pentru mulți clienți reprezintă o variantă sigură, indiferent de ce s-ar întâmpla. Faci cultură convențională sau? Cultură convențională, da. Ce ați întrebat, doamna Fechete? Și ce grad de chimizare faci? Beneficiez de niște terenuri destul de fertile, nu trebuie să exagerez. Acum am un grad de chimizare la nivel, spre nivel minim. Spre nivel minim performant, bineînțeles. Mi-ai dat răspunsul pentru care vinzi. Mulțumesc. Deci nu chimizezi excesiv și atunci clar calitatea produselor tale sunt unele bune. Sunt unul dintre puținii producători care nu s-au, care nu, eu personal nu m-am confruntat niciodată cu fitotoxicitate. Super, bravo. Doamna Fechete, vreau să-l întrebați ceva pe beneficiar. La fel, mă gândesc că pe lângă cantitatea își menține și calitatea produselor. Altfel nu ar avea succes. Cultivând și la câmp, uneori sunt probleme și cu calitatea, numai că reușesc să-mi țin calitatea sub control prin sortare. Adică nu, niciodată, indiferent de problemele cu care mă confrunt, nu încerc să vând produsele subcalitative, să înșel sau să încerc să mi le vând la un preț exagerat. Întotdeauna am variante și pentru calitatea a doua, indiferent dacă la un moment dat calitatea a doua depășește nivelul calității 1, reușesc și am alternative pentru a-mi comercializa calitatea a doua și asta mă face să fiu constant pe ambele piețe. Pe piața procesării și pe piața liberă, cu calitățile respective, bineînțeles. Suporta de muncă în zona? Cu forța de muncă ne confruntăm toți, dar eu având constanță și în producție și în lucru oferit, în lucrul oferit, eu nu am probleme, nu am astfel de probleme. Pot să iau oameni din mai multe părți ale zonei. Deși sunt din ce în ce mai puțin, pleacă într-adevăr destul de mulți afară în continuare. Chiar în perioada asta pandemiei nu mă așteptam să avem astfel de probleme. Mă așteptam să avem o populație mai numeroasă în zonă. Ei reușesc să plece, să lase găuri la acest capitol. Dar nu e cazul meu. Eu reușesc să mă descurc. Am o echipă de oameni harnici care vin constant la mine, le ofer de lucru permanent. Probabil că o să lucreze la mine și în timpul iernii. Și asta îi motivează și pe ei să... Și cred că îi plătești și destul de bine, Mihai. Și îi plătești și destul de bine, bineînțeles. Faci și vânzare directă? Vânzare directă la retail? Nu neapărat. Și direct către consumator, poate prin format ăsta, gen acum, cum e coșul, bunicii, cum e... Nu, nu. Nu. N-aș reuși să îmi vând produsele. Da, am înțeles. Îi invit încă o dată pe tinerii care vor să acceseze fonduri europene, dar nu numai pe cei care sunt tineri și cei cu experiență pot face lucrul ăsta, să ne scrie pe pagina de Facebook AgroTV-Agricultura la raport și vor primi răspunsuri în seara asta la întrebările pe care le au. Bineînțeles că așteptăm de la cât mai mulți tineri, de la cât mai mulți fermieri să ni se adreseze și să li se adreseze celor doi consultanți aflați aici în studio virtual, deci nu și lui Mihai Chesnoiu, pentru a afla din experiența pe care dumnealui a reușit să o adune în cei 33 de ani. Să știți că, deși e tânăr, a trecut prin multe, e călit Mihai Chesnoiu. Simi Buta ne scrie pe această pagină de Facebook AgroTV-Agricultura la raport. Bună seara și felicitări pentru emisiune. Am o întrebare pentru invitații dumneavoastră. Din experiența anilor anteriori, cu un punctaj de 65, aș avea șansă să obțin finanțare? Mă refer la sub măsura 6.1. Ce îi spuneți doamnei Simi Buta? Eu le-aș recomanda, deci dacă are posibilitate să mai majoreze puțin punctajul, că cu 60-65 nu prea văd șanse în sesiunea următoare. Să-i spunem și de ce
nu prea are șanse cu 65 de puncte, Gabi? Pentru că dacă ar fi fost întreaga sumă alocată per întreg, fără să fie divizată în cele două componente, jumătate pentru partea de tineri fermieri veniți din diasporă și jumătate pentru tinerii fermieri din național, atunci dacă era întreaga sumă, părerea mea că avea șanse. Cum onor ministerul a decis să împartă suma aceasta în două, va fi o bătălie foarte mare pentru cei 21 de milioane pe intern și o lejeritate exagerată sau aproape de neacoperit suma pentru cei din diasporă. Putea să fie la un loc și totul era ok pentru toată lumea. Poate banii domnul, din diaspora, iertați-mă o secundă, doamna Fechete, banii din diaspora, dacă nu vor fi cheltuiți, se vor reporta către cei din țară? Nu, pentru că atât timp cât am făcut, că este clar că s-a făcut s-a luat un acord de la Uniunea Europeană pe această divizare, pentru că este vorba de această măsură. Și atunci este clar că te obligă ori să ai o altă sesiune, ori o redistribuție către alte sume. Și așa avem 80 de milioane de euro economisiți din alte sumăsuri și onor ministerul vrea să-i ducă către alte direcții, gen plățile directe. Chestiune care n-am înțeles-o de ce, pentru că în momente de pandemie, pe asemenea crize economică, trebuie să duci banii în investiții, nu către plăți directe. Domnul Zac, așa se recomandă pe Facebook. Bună seara AgroTV, bună seara consultanților și telespectatorilor. Bună seara și dumneavoastră. Am înțeles că sunt 20 de milioane pentru tinerii din diaspora. Întrebarea mea este cum pot accesa tinerii din diaspora acești bani dacă se păstrează carantina / izolarea și nu au venit din diaspora de frica izolării să își poată înființa culturile sau ce își doresc lor să facă, deoarece nu s-a anunțat din timp că ar mai fi bani pentru încă o sesiune din acest an. De exemplu, dacă au terenul respectiv și ar prezenta un act care deține 15-20% din suma respectivă a proiectului, nu ar putea accesa acest proiect și să înceapă din toamnă sau primăvară acțiunea respectivă? Asta ar fi o întrebare. Bineînțeles, cu semnătură pe proprie răspundere, ca în cazul nerespectării să returneze banii înapoi, plus alte cheltuieli. Eu doresc să înființez plantații cu fructe de pădure, zmeură, mură, cătină, afine. Vă mulțumesc și cât mai multe emisiuni, că sunt foarte informative. Vă rog. Dacă îmi permiteți, îi pot răspunde eu, pentru că întâmplător cunosc cazul. Este un telespectator foarte fidel al nostru, care ne urmărește din Germania. Este de fel din Caraș, din județul Caraș. Este un băiat foarte, foarte muncitor și care într-adevăr vrea să reîntoarcă în țară și cu experiența dobândită de acolo să facă ceva. Îmi pare rău pentru el, în același timp îl felicit pentru prima întrebare care este foarte înțeleaptă. Cum poți să-i chemi pe tinerii din diasporă când ai avut cele două luni de carantină în care nu le-ai dat voie să intre? Nu, din păcate pentru el răspunsul este nu, nu se poate, chiar dacă el are și niște bani pe care să-i adauge, așa cum a adăugat și Mihai la proiectul lui și a făcut un proiect mult mai amplu și mult mai dezvoltat față de capacitatea banilor pe care i-a încasat pe sumăsura 6-1. Îmi pare rău. Eu l-aș îndruma cu un pic de răbdare și cu un pic de așezare, așa cum sunt ei bănățenii, să o luăm ușor și să facem proiectul la anul, pe îndelete și de ce nu, poate reușim să facem chiar un 4-1-A, dacă cumva măsurile vor mai fi stimulative în sensul de a se ajunge prin anumite bonificații la cota de 90% finanțare europeană. 10 deci condițiile nu se pot modifica.
Spuneți, doamna Fichete. Condițiile nu se pot modifica. Condițiile stabilite din cursul solicitantului nu se pot modifica. În regulă. Cred că răspunsurile dumneavoastră sunt elocvente pentru toți cei care se află în speța respectivă, pentru că, din câte îmi dau seama, sunt mulți astfel de tineri care ar vrea să acceseze din străinătate banii ăștia, numai că nu prea se poate. Luăm noi 10 secunde de publicitate și apoi revenim. Creștem împreună cantitate și calitate fără stres aplicând produsele naturale AgriTechno pentru cultura ta. Alegi biostimulatorii din gama AgriTechno, alegi performanța. Bun, haideți să profităm de timpul pe care îl mai avem împreună cu domnul Mihai Chesnoiu, pentru că la ora 21 ne luăm la revedere de la domnul Chesnoiu. Are mult de muncă în solar, se pregătește pentru o nouă zi și are nevoie de energie suficientă. Domnul Chesnoiu, revenind la fondurile astea europene, ne-ați împărtășit dumneavoastră până acum din ceea ce vi s-a întâmplat, din ceea ce ați pățit și faptul că ați depășit bariera asta a accesării primei măsuri, primei submăsuri, cred că poate constitui un imbold suficient de mare să mai luați și alți bani și să mergeți mai departe în direcția asta. Sunteți de asemenea un tip orgolios, ambițios, vreți să faceți mai mult, dar știu că aveați pe undeva o nemulțumire, nu știu cum să o cataloghez. Faptul că mai sunt și situații de oameni care au luat bani, au accesat diferite măsuri sau submăsuri și n-au reușit să le implementeze și să își ducă proiectele până la capăt. De multe ori din vina lor, poate din alte motive, nu știm. Dar cert e că sunt și astfel de situații. Greșesc? Din păcate, nu greșiți. Este adevărat. Sunt oameni care nu știu să-și gestioneze banii din prima tranșă, ca să zic așa, investițiile. Sunt oameni care poate pleacă cu gânduri bune, dar nu reușesc să-și ducă până la capăt investițiile, dar sunt și oameni care nu gândesc de la început lucrurile pozitiv. Vor să beneficieze de o parte din bani, vor să fabrice facturi, vor să... Dar într-un final lucrurile se observă. Adică nu trebuie să ai neapărat să demonstrezi prin facturi, deși cere proiectul. La sfârșit se văd construcțiile propriu-zise sau investițiile propriu-zise, se vede nivelul la care ai ajuns în legumicultură, că până la urmă scopul acestui proiect este să depășești un prag rudimentar, să reușești să-ți duci planul spre ideea care o construiești la început cu altul de proiectant. Iar lucrurile acestea se văd la sfârșit, în anul 3 de proiect, bineînțeles că nu ai cum să înșeli controlul de tranșa 2, cum se zice, deci controlul de sfârșitul investiției, nu ai cum să treci peste acest moment dacă nu faci ceea ce îți propui la început, inițial. Din păcate sunt foarte mulți... Da, ascultă. Eu îți dau un sfat prietenesc. Nu te mai uita la ce au făcut alții. Ia de exemplu ce ai făcut tu bun, mergi înainte, pentru că acele cazuri negative, mai devreme sau mai târziu, vor plăti cu vârf și îndesat. Că dau banii înapoi cu penalizări, cu tot și toate cele. Tu ai observat că pentru tine a fost un lucru extraordinar, ți-a crescut valoarea, ți-a crescut performanța economică a unității tale economice. Și atunci... Părerea mea că n-ar trebui să dăm apă la moară fermierilor mai mari și mai în vârstă, care tot spun mereu că aruncăm banii degeaba pe umerii tinerilor fermieri. Eu zic că sunteți foarte mulți voi, cei ca tine, și eu personal vă mulțumesc pentru că demonstrați că folosindu-vă de acei bani, sunteți mult mai eficienți decât erați înainte de a aplica. Și asta este un lucru formidabil. Exact asta vreau să
Exact asta vreau să continui, trecând peste aceste exemple negative, care din fericire nu sunt multe, dar sunt. Pentru mine acest proiect a fost o treaptă cât o scară și pentru, bănuiesc că pentru majoritatea celor beneficiarilor. Trebuie să motiveze în jurul nostru, pentru că legumicultura, din păcate, este într-o situație destul de grea, mai ales în rândul tinerilor. Cred că sub 40 de ani sunt singurul fermier din zonă, profesionist, adică care nu am altă activitate, mă ocup strict de legumicultură, din asta trăiesc și asta produc, asta fac. Cred că sub 40 de ani sunt singurul fermier, din păcate, și aș vrea ca și alți tineri să-mi urmeze, de exemplu, să încerce, să reușească să acceseze un astfel de proiect, pentru că fără proiect e greu să mai performezi într-o legumicultură deja formată, zic eu. Și atunci cred că bănuiesc că din 2021 următorul PNDR probabil că vor fi mai multe proiecte concentrate pe aripa tânără, pentru că legumicultura are nevoie de tineri. Legumicultura cred că în anii ce vor urma va fi din ce în ce mai puțin numeroasă ca și ferme, ca și producători agricoli. În legumicultură nu poți să creezi ferme mari de exploatații de dimensiune economică foarte mare și atunci trebuie să fim, ca să reușim să producem suficient, trebuie să fim cât mai mulți, chiar de dimensiune mică, dar să performăm la un nivel competitiv cu cei de afară. Nu v-ați gândit să aveți și un produs finit? Ba da, lucrez la asta, mă gândesc, aș vrea să merg și pe linie de procesare. Am spus de la început că vreau următorul proiect, aș vrea să ating mai multe puncte. Vreau să ating un spațiu de depozitare, un spațiu de procesare și încălzirea structurilor care le-am construit în acest proiect. Aș vrea. Mihai, ca să-ți dau o dimensiune, pentru 2024-2020, alocația pentru 6.1, pentru tânărul fermier, a reprezentat 0,65% din întreaga sumă alocată PNDR-ului partea de dezvoltare rurală. Noi dorim ca în nou exercițiu financiar 2021-2027 și cu ajutorul Comisiei Europene să se ajungă pentru tânărul fermier la procentul de 2%. Deci asta ar însemna de 3 ori mai mulți bani pentru tinerii fermieri față de alocarea care a fost până acum. Ăsta ar fi un lucru formidabil, că odată vom crește automat prin decizia Comisiei Europene suma la 100.000 de euro și a doua oră, dacă ni se aprobă și cum se face împărțirea la acest moment pe sumăsuri, acest procent de 2% ar fi formidabil pentru că ar fi cât mai mulți tineri față de exercițiul ăsta care îl închidem acum. Bun, am ajuns la final. Mulțumesc mult de tot, Mihai Chesnoiu. Îți doresc mult succes. Urmează-ți visul pe mai departe. Sunt convins că vei reuși. Te-am văzut a fi un oltean ambițios și un oltean cu știință de carte. Foarte bine faci ceea ce faci. Mergi pe mai departe și du-ți visul ăsta acolo unde îți dorești. Noi aici la Agro TV te așteptăm ori de câte ori ai ceva de spus, de comunicat, fie în emisiunea dedicată fondurilor europene, fie pe alte subiecte, pe alte teme. Luăm publicitate, după publicitate le răspundem celor care ne-au scris pe pagina de Facebook Agro TV - Agricultura la raport.